Stimați telespectatori, continuăm această ediție din data de 24 august și discutăm despre o campanie sau o serie amplă de evenimente ce se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova până în data de 26 august, iar scopul acestora este de a promova beneficiile și importanța alăptării. Despre această suită de activități ne va relata în continuare invitata mea, Alina Șmurun, consultant superior în alăptare și cofondatoarea Mămică Alăptează, consilier în psihologia perinatală. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! O serie de evenimente, un program intens, 19-26 august, e acoperită întreaga țară cu multe informații. Vreau să vă întreb inițial de ce e nevoie de astfel de întrunire, astfel de campanii. Avem lipsă de informații? Eu nu pot să spun că este lipsă de informații, dar pot să spun că cantitatea informației este mare, dar este foarte greu să înțeleagă care informație este corectă. Asta e în primul moment. Al doilea moment, după statistica oficială, cum eu știu, în Republica Moldova, cantitatea mamelor care alăptează este 40%. Asta e bine, dar poate fi și mai bine. Așa, dar avem țări care au mai în care mult? E o tradiție mai bine dezvoltată de a alăpta natural copilul? Da, sunt țări, dar nu sunt mulți. Dacă țin minte corect, asta e, cum se numește, Olanda. Așa, deci țările de jos optează pentru alăptare. Dar sunt țările la care cantitatea mamelor este încă mai mică și la Franța, dacă eu țin minte corect, este 3%. Wow! Da, noi fiind cu 40%, da, stăm destul de binișori. Da. Totuși, aș vrea să ne spuneți de ce e important să alăptăm un copil și aici vorbesc despre beneficiile pe care le are nu doar copilul, dar și mama. Da, eu pot să spun așa, și copilul și mama, beneficiile, eu nu pot să spun că asta e beneficiu, asta e norma. Asta okay. E tot de la ce copilul face startul. Uh-huh. Și asta e alimentația care este ca un start sănătos pentru toată viața. Și pentru copil și pentru mama, iau în vedere că mama are, când ea alăptează, la ea scade riscul la diferite boale. Așa, deci și la diferite boale, sistemul imunitar se dezvoltă mai bine? Nu la sistemul, la sistemul reproductiv. Așa. La mama. Ok. Da, și acolo este și riscul mai scăzut cu bolile de cancer. Așa, deci bolile oncologice. Da, și bolile oncologice. Citisem undeva că inclusiv bolile cardiovasculare. Da, este așa informația. Ok. Totuși, vorbim de acele 40% de femei care decid să alăpteze copiii. Care ar fi o perioadă optimă în care alăptăm bebelușul? De la... din prima zi de când se naște copilul până la jumătate de an, un an, doi, trei? După recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, copilul este de dorit să fie hrănit până la 2 ani. Și mai departe, dacă mama are dorință și copilul are dorință. Alăptarea exclusivă trebuie să fie până la 6 luni. Exclusivă aceasta înseamnă că copilul primește numai laptele matern. În afară de laptele matern, el nu primește nimic. Nici apă, nici mâncare solidă. Pentru că e suficient, da. Își preia toți nutrienții necesari pentru dezvoltare. Pentru toate necesitățile copilului. Apropo, mămicile din Republica Moldova sunt suficient de informate la acest capitol sau au anumite nedumeriri? Ce își doresc ele să afle de la specialiștii în alăptare? Eu pot să spun că situația este diferită. Poate fi la Chișinău, informația este mai răspândită și acest capitol este mai susținut și mamele au informația în cantitate mai mare. Dar, în general, pot să spun că sunt femeile sau sunt oamenii care au niște mituri despre alăptare, care nu au informații suficiente sau au informații greșite. Dar care ar fi aceste mituri? Ce se spune despre alăptare și este eronat? Nu, de obicei, cel mai răspândit mit că cantitatea laptelui depinde de cantitatea mâncării. Pe care o mănâncă mama. Da, sau calitatea mâncării. Alt mit, dacă copilul este înțărcat, el nu trebuie să fie reîntors la sân din cauza că el o să fie
de ochiat, nu știu cum. Ok, deci așa... e o superstiție, da, de ochiul. Da, da, bun. Alt moment, că dacă vine laptele la a treia, a patra zi, să nu trebuie să fie stors cu durerea. Asta e încă un mit. Oh. Sau încă un mit, laptele trebuie să fie imediat după naștere. Și majoritatea femeilor așteaptă acest laptele imediat după naștere. Apropo, eu citisem undeva că nemijlocit apariția tardivă a laptelui reprezintă un motiv pentru apariția depresiei postnatale, pentru că femeile au senzația că, uite, eu ca mamă nu pot hrăni copilul. Și uite, așa se induc, se autoinduc într-o stare absolut greșită și până la urmă colostrul ăsta apare în timp. La fiecare femeie e caz aparte, da? Deci trebuie să înțelegem că fiecare organism este individual. Eu pot să spun, mai eu vreau să concretizez. Colostrul, asta e o substanță care este la fiecare femeie în timpul sarcinii, da. Și colostrul este de la naștere. Păi da, de-aia da. Și ziceam, dar laptele? Da, apare mai târziu și de obicei el apare la a treia, a patra zi până la a zecelea zi, asta e varianta normii. Și dumneavoastră ați spus despre depresie, eu presupun că nu apariția laptelui întârziată este cauza depresiei. Eu presupun că despărțirea mamei și copilului, care influențează la apariția laptelui mai întârziată, Stările mamei psihologice. Da, influențează la depresia postnatală. Sunt totuși mămici care nu au lapte matern. Se întâmplă, fie că sunt condițiile respective, fie vorbim de stres. Ce fac ele în asemenea situații? Care sunt recomandările dumneavoastră? Vreau să spun în primul rând că după statistica, numai 3-4% de femeile într-adevăr nu au laptele. Altele mame care se confruntă cu problemele de alăptare, de obicei astea problemele organizării alăptării, nu problema cu cantitatea laptelui. Dar dacă vorbim despre recomandările, pot să spun că dacă copilul este atașat destul de repede după naștere la sân. Dacă mama hrănește copilul după cererea lui sau după cererea ei, asta înseamnă destul de des. Dacă atașarea și poziția copilului este corectă, de obicei, cantitatea laptelui este suficientă. De la cine pot obține informații veridice? Mămicile care sunt însărcinate, bine, viitoarele mămici, sau care, uite, au anumite probleme. E suficient să căutăm pe internet recomandări sau totuși e bine să apelăm la specialiști? Este posibil la internet dacă mama poate sau înțelege cum trebuie să filtrează informația aceasta, din cauza că cantitatea informației este mare și este diferită. La specialist, da, mama poate să apelează la specialistul, dar ea trebuie să întreabă sau verifică dacă specialistul are studii anume în acest domeniu. Eu, în vedere, nu are studii în medicină, are studii în domeniul medicină de lactație, putem să spunem așa, sau în consiliere, în alăptare, din cauza că, la moment dat, asta e realitate. Medicii sau asistențele medicale în universitate sau în colegiul de medicină nu primește informații suficiente despre alăptare. Asta e realitate. Acum iertată să-mi fie întrebarea, dar cu ce se ocupă nemijlocit un specialist în alăptare? Ce informații puneți la dispoziție? Cu ce ajutați nemijlocit mămicile? În primul rând, asta informații despre procesele fiziologice, că apariția laptelui la a treia, a patra zi este normal. Totul ce se întâmplă este normal. Și copilul care stă tot timpul la sân, asta e normal. Asta e în primul rând. În al doilea rând, corectarea sau verificarea atașării corecte sau poziției corecte. Noi ne ocupăm și cu organizarea lapterii în general. Noi ne ocupăm cu stadiile de dezvoltare a copilului care sunt legate și cu alăptarea, de exemplu, copilul la a treia, a patra lună, el se schimbă la comportament și majoritatea mamelor nu înțelege ce se întâmplă. Noi ne ocupăm și cu introducerea diversificării și organizarea alăptării împreună cu diversificarea. Noi ne ocupăm cu încetarea alăptării, cum ea poate fi organizată și cum ea poate fi mai sigură sau
mai bune pentru copil și pentru mamă. Cu aceste domenii noi ne ocupăm. Asta ar însemna cuvântul cheie în procesul de alăptare și, în general, de despărțire a copilului de sânul mamei se face prin organizare, da? Deci trebuie să fie foarte bine determinat un plan și să fie consultat cu specialiștii. Astăzi unde mergeți? Pentru că știu că această suită de evenimente acoperă mai multe regiuni din Republica Moldova. Unde ați fost și unde intenționați să ajungeți în aceste două zile? Echipa noastră, asta e nu echipa noastră, acest eveniment care acum este, asta e evenimentul care este organizat de Ministerul Sănătății cu parteneriat de Organizația Mondială a Sănătății. Și acest eveniment se numește Caravana Alăptării, asta e a treia ediție. Și noi am fost la Belți, la Falești, la Hâncești. Asta e echipa noastră, este la Călăraș. Eu nu sunt astăzi, dar o să fiu vineri la Ceadăr Lungă. Așa. Și vreau să mai punctăm niște detalii. Ținând cont de actualitate, avem foarte multe mămici care au venit din Ucraina și sunt refugiate. Avem multe mămici care au născut pe teritoriul Republicii Moldova. Oferiți asistență și acestor femei? Da, desigur. La moment dat, noi ca organizație non-guvernamentală oferim ajutorul acestor femei gratis. Așa, deci e important să știe cei de acasă, dacă sunt în interacțiune cu refugiatele din Ucraina, le pot oferi detalii să intre în legătură directă cu dumneavoastră pentru a le oferi toate informațiile necesare. Acum, multe femei fie nu doresc să alăpteze, vorbim aici de alegerea fiecărei mămici, vorbim de un program care nu este bine definit, cum alegem laptele praf sau formula de lapte sau cum le combinăm? Și nu o să vreau niște denumiri de branduri, dar vorbesc la ce trebuie să ținem în vedere, de ce trebuie să ținem cont atunci când alegem formula de lapte. Eu pot să vă spun că alegerea formulei de lapte nu este în competența mea. Așa. Această întrebare este în competența medicului pediatru. Eu, din partea mea, ca specialist, pot să spun că nu fiecare agitație la copil, asta e un motiv pentru introducerea de laptele praf. Da. Și laptele praf trebuie să fie introdus întemeiat. Și de obicei, temeiul este că copilul nu adaugă în greutate. Și, în primul rând, nu trebuie să fie introdus laptele praf. În primul rând, trebuie să fie revăzută organizarea alăpterii, corectată și apoi, dacă este necesar, poate fi introdus și laptele praf, formulă de laptele, în cantități suficiente pentru adaosul în greutate și acest laptele artificial poate fi introdus temporar pentru susținerea procesului de relactație și apoi, când cantitatea laptelui se restabilește, laptele praf treptat trebuie să fie scos. Dar, iarăși, e important aceste detalii să fie discutate cu medicul pediatru. Anume cu laptele praf, care este brandul, care marca, nu știu, care este tipul, trebuie să fie discutat cu medicul pediatru. Cum poate fi copilul reîntors la sân și cum poate fi reîntoarsă cantitatea de lapte, cu aceasta noi putem să ajutăm ca consultanță în alăptare. Și o ultimă întrebare, discutam despre programarea alăptării, despre cantitatea necesară de lapte și despre faptul că mămicile nu ar trebui să își facă griji mari la acest capitol. Ce se întâmplă cu mămicile care au gemeni, tripleți? E aceeași situație sau sunt anumite diferențe? Acolo nu sunt diferențe, acolo este anumite nuanțe din cauza că geminii, în cele mai dese cazuri, ele se nasc mai devreme. Sunt situații când geminii au careva probleme cu sănătate și tripleți. Și asta este problema în primul rând. În al doilea rând, cu doi copii este un pic mai greu, se organizează alăptare din punct de vedere nu fiziologic, din punct de vedere organizatoric. Asta e doi copii sau trei. Și cu ei este un pic mai greu. Dar în general, din punct de vedere fiziologic, mama poate să hrănească doi copii și trei copii, și asta nu este problemă. Cu trei copii, acolo sunt niște nuanțe care sunt legate că avem numai doi sâni.
Da. Dar trei copii. Dar revenim la organizare și la planificare corectă. Da, da. Pe mine mă bucură tare mult că în ultima perioadă mămicile sunt mai deschise oarecum către aceste subiecte. Înainte existau niște tabuuri, că nu e bine să vorbești despre asta, nu trebuie să te consulți cu cineva, că o să-și facă impresii greșite, dar actualmente mămicile sunt mai open mind oarecum. Da, da. Mulțumim tare frumos pentru informații, pentru secrete, pentru efortul depus. Mult succes în aceste zile super încărcate, dar foarte benefice pentru generațiile care cresc. Vă mulțumesc pentru invitație.